Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă. Doamnelor și domnilor, bun găsit! Bine ați revenit la Mind Architect, powered by Europa FM, interviul nostru duminical în care stau de vorbă cu Paul Olteanu, realizatorul celui mai ascultat podcast din România, pe care îl găsiți pe mindarchitect.ro sau pe toate platformele de podcast importante. Salutare, Paul! Salutare, dragume! Să spunem că este ultima noastră întâlnire din acest sezon, și ultima noastră întâlnire din acest proiect pe care ni l-am propus vreme de un an. Și uh, știți ce am făcut întreg anul 2022? Am cântărit uh, proverbe, zicători românești, am văzut care mai țin, ce mai funcționează din înțelepciunea poporului. Care merită date mai departe, care merită da. estompate? Uh, și aveți o listă întreagă, ne găsiți pe, pe YouTube, acolo la pe Europa FM sau pe site. Uh, surpriza este că ar, o să închem cu o zicătoare care vine din Africa. Și zic, bă, bă, dar cum stai? Atâta, ce? Uh, e o zicătoare pe care eu am ales-o pentru că mi se pare corolarul discuțiilor noastre, cea, discuția care împlinește și, de fapt, lucrul poate cel mai important pe care Paul și cu mine vi l-am comunicat de-a lungul unui an de întâlniri din astea, din astea scurte sau, poate pentru cei care au intrat pe mindarchitect.ro, întâlniri mai, mai lungi. Ce zice uh, această zicătoare? Și ascultați un pic, că e foarte interesant, e un pic mai lunguță, dar e foarte interesant. Zice așa... Dacă vrei să ajungi repede, mergi singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergeți împreună. Și cum eu și cu Paul ținem foarte mult la ideea de societate, de comunitate, de lucru în comun, am zis, hai să lăsăm ascultătorilor noștri acest cadou, că mi se pare un cadou fraza asta. Și mie mi se pare, Cătălin, în linie cu tot ce ai descris tu în intro aici, că tot proiectul ăsta a fost într-un fel o dovadă a ideii astea, că singur ne mișcăm repede, și o să vorbim imediat de ce, dar împreună e mult mai bine pentru că poți să mergi departe nu doar repede. Și câteodată, de fapt de cele mai multe ori, departe ăsta contează mai mult decât repede. Uh, mie îmi place foarte mult uh, ideea asta, e una din cele care, de care sunt foarte atașați, aș spune așa că mersul singur, în general, că vorbim de mediu profesional sau de viața personală, are avantajul ăsta că e agil, e rapid. Deciziile se iau repede fiind singurul participant la ele, când trebuie să decizi doar pentru tine, asta e ceva mult mai simplu decât când trebuie să iei o decizie în grup. Metaforic așa, singurătatea ne face să decolăm rapid și să avansăm repede, că practic Tragem după noi doar propria greutate și asta ne dă viteză. Acum, avantaje la a merge singur. Avem odată că e rapid, consumăm puțină energie când luăm decizii, adaptabilitate mare pe termen scurt, da? o vietate agilă se poate adapta mult mai repede decât o turmă la un eveniment exterior. Dezavantaje, aș spune eu că sunt așa, unul la mână că ideile noastre s-ar putea, sau abordarea noastră s-ar putea să nu fie mereu cea mai bună și când sunt singuri sunt limitat de propriile resurse, intelectuale, emoționale, energetice, financiare și așa mai departe. Și doi, că practic singurătatea ne face rău fizic pe termen lung. Am vorbit noi de multe ori, multe conversații despre Harvard Study of Adult Development, studiul ăla de la Harvard început în anii 30, care arată calitatea relațiilor, deci a cuvântului împreună, e cel mai bun predictor pentru fericire pe termen lung. Acum, împreună, de ce merită adus în discuția asta? Singurătatea și din perspectiva evoluționistă a speciei noastre, dar și din perspectiva individuală, are limitele ei. De la un punct încolo, fie că vorbim de viață personală, în temerea unei familii, fie că vorbim de muncă, a crește profesional, e greu fără echipă. Cred că toată lumea a trăit sentimentul ăsta că e greu fără sprijin, e greu fără trib, e greu fără susținere. Ai nevoie de o mână de ajutor, da, când ajungi într-un punct. Exact. Și cred că asta e, nu știu, pentru mine personal să vorbesc și la persoana întâi. E lecția pe care încerc să o integrez, nu doar să o înțeleg rațional, ci să o integrez în viața de zi cu zi de ceva ani, că până la un punct poți să mergi bine singur și chiar repede, dar de la un punct încolo e nevoie de echipă, e ceva emoțional ce eu am nevoie să integrez, pentru că, iată, Mulți dintre noi care am fost crescuți cu idei din registru, cât a luat colegul, veziți interesul tău, ai grijă de tine, nu te băga unde nu-ți fierbe oala și altele pe care le-am mai dezbătut noi în sezonul ăsta, avem dificultăți emoționale cu împreună asta. Putem în teorie să înțelegem că ajută, dar să ne fie greu să lucrăm cu alții, să de dezbatem natural. cu alții, exact. Există un motiv mai înalt, Paul, pentru care ți-am propus dezbaterea asta și anume că dincolo de munca în echipă, dincolo de lucrurile pe care le facem la locul de muncă, mie mi se pare că asta e imaginea societății românești, adică România și-a dorit ca să ajungă repede unde erau și alții și de asta societatea noastră funcționează foarte bine atunci când suntem singuri. Și, până la un punct. Până la un punct. Și cred că Punctul România... Exact, asta vreau să zic, că e ceva ce vezi fizic la noi în societate, vezi uh, antreprenori care reușesc pe cont propriu sau orașe care prosperă pe cont propriu, dar dacă nu reușim să coalizăm, să lucrăm împreună, să construim triburi, să construim echipe, să construim coaliții, de ce nu, de la un punct încolo, performanța asta are limitele ei. Uite, îmi vine așa în minte ca un exemplu. Aproape amuzant gestul ăla lui Ștefan Mandachi, construit un kilometru de autostradă. Da, da, sigur. O, ok, poți să fii milionar, poți să fii, nu știu, super bine financiar, dar nu poți să construiești autostrăsă, nu poți să faci bine unei țări întregi de unul singur. Nu poți să rezolvi problema asta singur. Asta e o problemă de cetate. Pandemia a mai fost un exemplu în care degeaba noi doi stăteam acasă, nu știu, în vârful de infectare, dacă restul lumii nu ar fi făcut același lucru sau dacă nu vroiam să cooperăm, să colaborăm. Și acasă pot să dau exemplu ăsta, știi, dacă te gândești, sunt din ce în ce mai multe familii în care există un singur părinte, ceea ce, oricum, a fi părinte e probabil cea mai grea misiune din lume, emoțional vorbind. Noi n-am evoluat, știi, era și vorba asta. It takes a village to raise a child, e nevoie da, de vrei. un sat ca să crești un copil, care e tot din registru ăsta. Ok, dacă vrei să, nu știu, rezolvă o problemă repede, poți să iei decizia singur dar dacă vrei să ai oameni care să fie dispuși să urmeze decizia aia și să vină cu tine pe drumul lung de unde suntem, la unde ne dorim să fim, acolo e nevoie de împreună asta. Și aș spune că, așa ca o concluzie a tot ce am vorbit noi în sezoanele de până acum, cred că tema de casă pentru România este să facem tranziția asta de la individualism, nu la colectivism. Venim de acolo, da? nu la asta, ci de la individualism, la empatie pentru nevoile și situația celuilalt, de la judecată, care ne ține izolați unii de ceilalți când ne judecăm unii pe ceilalți, la o formă din asta de deschidere la perspective diferite de ale noastre. Uite, pentru mine, însăși modul nostru de lucru, cum am construit episoadele, cum am lucrat tot ce am lucrat în. în Uh, proiectul ăsta pe care l-am construit împreună, e o dovadă de impact unde eu singur n-aș fi putut să fac ce am făcut împreună. Mind Architect n-ar fi existat dacă n-ar fi existat colegii mei și nu zic ca să fiu uh, politică da. corect sau de treabă. Dar în minter să că... poate intra pe mindarchitect.ro și o să vedeți complexitatea lucrurilor. Exact. Acolo. Și toată echipa de acolo. Și cred că o vezi în fiecare zi în fața blocului. Dacă unul singur are grijă de grădină și restul lumii nici nu trebuie să o strice, trebuie doar să ignore efortul omului. Ole, omul, ăla mai devreme sau mai târziu, rămâne fără combustibil și ori își îngrijește doar balconul lui, ori nu mai îngrijește nimic. Apropo de. E știi? Cum faci pasul? Adică, cum treci de la această conștientizare că hmm. împreună, în această societate românească sau la locurile de muncă, lipsiți de încredere, totuși e mai bine decât de unul singur? Ne Eu Cred că sunt uh, doi pași și nu sunt un expert, că dacă mi-ar fi ieșit asta sau dacă ne-ar fi ieșit ca țară, dacă aveam răspunsul sau dacă cineva avea răspunsul, cred că era mult mai ușor de copiat, dar aș spune așa, primul pas e să ne ajutăm unii pe ceilalți să ne simțim în siguranță unii cu ceilalți, pentru că atâta timp cât ne simțim amenințați, e greu să avem încredere și dacă nu avem încredere unii în ceilalți, e foarte greu să construim împreună. Deci, eu cred că o prioritate pentru oricine înțelege valoarea lui împreună e chit că conversația acasă, chit că la birou, chit că sunt în orice context, să ne ajutăm unii pe alții să ne simțim în siguranță. Asta nu înseamnă să fim de acord unii cu alții. Dar înseamnă și când ai altă părere decât cea pe care o am eu, să nu simt că îmi vrei rău sau că vrei să mă discreditezi sau că mă judeci sau că mă desconsider că o văd altfel. Asta cred că e prioritar siguranță psihologică unii față de ceilalți. Și doi, după asta, cred că trebuie să ne reconsiderăm poziția față de a discuta despre ce nevoie avem. Noi, uite, îți dau un exemplu foarte simplu. Sunt foarte mulți oameni în relații de cuplu, mă gândesc și la relația mea, dar nu numai, în care nevoile celor doi parteneri sunt ceva despre care discutăm doar când apar probleme. Ori ca să construim împreună ăsta, bă, trebuie să fim conectați și receptivi la nevoile partenerilor. Că aia sunt parteneri în business, că sunt parteneri într-o relație personală, că sunt orice formă de colaborare, cere dialog și curiozitate față de ce are nevoie și partenerul tău. E, uite, e despre momentul în care îți găsești locul de parcare luat. Așa. Îmi aduc aminte într-un bloc în care am locuit, unde nu erau locuri de parcare nimănui. Dar când găseai locul pe care te-ai obișnuit să parchezi luat, primul impuls, ridic ștergătoarele, dacă nu o mută da, 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 da. câteva zile, eu și zgâri. Păi este exact ver, mentalitatea așa. care ne ține în fiecare pe propriu. Când ai topa mea, eu ți spar cauciucurile. Cum faci asta? astăzi? Băi, eu ce am trăit efectiv în situația respectivă e că mi-am cunoscut vecinul care își dorea locul respectiv de parcare am înțeles de ce avea nevoie de locul de imediat de lângă scară, care de principiu era la apartamentului 1 în care locuiam eu și am, am, am zis, prefer mai mult o relație cu domnul Cătălin, așa-l chema, da. care îmi va fi vecin an de zile în blocul ăsta, decât cei 20 de metri cât economiseam dacă parcam în capul străzii, unde era o grămadă de locuri. E despre a putea, să, nu să renunț la nevoia mea de a avea loc de parcare, ci să integrez alături de nevoia mea și nevoia lui alt. Să fiu curios și deschis la faptul că poate ăsta, vecinul meu, iubita mea, soția mea, soțul meu, colegul meu, partenerul meu, cine o fi, nu o fi rău când cere asta sau când se poartă așa, ci o avea o nevoie pe care dacă eu înțeleg, sunt șanse mai mari că avem o platformă de pe care să construim împreună o ăsta, Decât dacă fiecare să duce în propria armură, scoatem paloșul sau scutul, că unii am învățat să umblăm cu paloșul, alții cu scutul, alții cu ambele, și prea puțin cu crenguța de măslid, care ne-ar ajuta să facem mai mult tranziția asta de la fiecare pentru el, la împreună. De la repede, ceea ce, iată că vorba lui Brucan, n-am ne avut nevoie de 20 de ani și de mai mult, repede nu merge. Hai să vedem, poate merge împreună. Domnule formidabil, aș vrea ca ascultătorii noștri să rămână cu această, măcar această învățătură de la tine, Paul Olteanu, Altfel, găsiți încă de să fie aproape Mulțumesc. 40 de-a lungul a un an. Două sezoane, cum calculăm noi radio. Un an școlar, că așa durează sezoanele radiofonice, un an școlar. Pentru mine a fost o lecție de viață și o lecție profesională. bucurie și pentru mine și îți mulțumesc atâție cât și celorlalți colegi din radio că mi-ați dat ocazia asta să am acces la publicul Europa FM și mulțumesc că am dus conversațiile astea la puterea Europa FM. E așa am și început cumva sezoanele împreună. Și eu ce-mi iau din tot ce am făcut împreună este această idee de împreună. E speranța pe care eu o am pentru țara în care aleg să trăiesc în fiecare zi. Și pe câte energie avem, cu compasiunea de care vorbeam noi și în episodul de săptămâna trecută despre procrastinare, cred că dacă avem mai multă răbdare să construim împreună decât nerăbdare să construim singuri, o să ajungem mai degrabă departe decât să ne împodmolim la primul obstacol. Mulțumesc tare mult, Paul Olteanu. Să ne auzim cu bine, căci cu siguranță drumurile media din România ne vor intersecta din nou. Până atunci, cine are chef de explicații mai lungi, mai ample, de stat de vorbă cu specialiști, poate aveți nevoie de un anumit tip de ajutor sau de mai multă înțelegere asupra problemelor din companiile voastre, din de acasă, de la voi, Încercați MindArchitect.ro cu toată încrederea. E un produs la care oameni deștepți lucrează de ani buni și cu performanțe notabile. Uh, Paul Olteanu, a fost o onoare și o plăcere să ne auzim și cu mine. Ceea. Cele bune, dragilor! Mind Architect. Powered by Europa FM. susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.